Viața în cântec și poveste la Radio Constanța. Cântecul dobrogencei Floarea Tănăsescu precede interviul pe care i l-am propus în spațiul acestei emisiuni. 2 minute până îi spunem bună ziua interpretei. Și soarele cu flori, muguraș de sălcioară, muguri aurii. Vântul se ascunde în flori, inima ascundându-l, și-n fiecare floare e cât o rază de soare. Vin florile cu soare și soarele cu flori, muguraș de sălcioară, muguri aurii. Ei da, florile au venit cu soare, primăvara ne este într-adevăr însorită, deși perioada este un pic mai tristă, însă un gând bun nu strică niciodată. Iată în ziua de flori, o urare caldă pentru Floarea Tănăsescu, acum la telefon în legătură cu noi. Bună ziua, doamna Tănăsescu, mă bucur să vă reaud. Bună ziua, Cezar, și eu la fel. Mă bucur că mi-ai dat și prilejul să intru în direct în emisiunea ta astăzi și să urez și eu tuturor celor care sărbătoresc astăzi ziua numelui, să le urez la mulți ani, multă sănătate și florii cu soare și cu bucurie. Așa să vă fie și dumneavoastră, dar acum dumneavoastră cum vă este onomastica, știind că suntem un pic mai reținuți anul acesta, dat fiind criza prin care trecem? Acum ne-am concentrat mai mult pe bucatele tradiționale, să facem o saramură de pește, să facem o mămăliguță cu mujdei, am făcut și o plăcintuță cu dovleac și căutăm să ne facem ziua cât mai frumoasă și mai plăcută, pentru că afară n-avem voie să ieșim. Da, așa este. Dumneavoastră, ce vă lipsește cel mai mult din viața dinainte de criză? Îmi lipsește cântecul, spectacolul, filmările la televiziune, socializarea, asta îmi lipsește. Da. Dar oricum, doamna Floarea, stați acasă, însă vă găsiți dumneavoastră de lucru, mai ales că sărbătorile se apropie și probabil că la ordinea zilei ar fi pregătirile pentru aceste sărbători. Da, în primul rând florile, dacă astăzi parcurgem această zi. Da, așa este. Ne-am pregătit sufletește, astăzi este ziua intrării Domnului nostru Iisus Hristos în biserică, am aprins o lumină, ne-am rugat să ne dea Dumnezeu sănătate și să ia de la noi această cumplită epidemie, să ne bucurăm de viață ca înainte. Așa să fie, o urare frumoasă, să ne bucurăm de viață exact ca înainte. Dumneavoastră, doamnă, nu mă rămâne decât să vă spun o sărbătoare frumoasă astăzi, să vă fie cu bucurie. Oricum este o zi însorită, așa că asta aduce multă bucurie în viața noastră. Și bineînțeles, vă doresc sănătate multă și o primăvară frumoasă. Mulțumesc, Cezar, și tuturor ascultătorilor și tuturor românilor le doresc o sărbătoare frumoasă. La fel. Mulțumiri, doamna Floarea Tănăsescu. Iată, mă adresez și ascultătorilor noștri, dragii mei prieteni de la Floarea Tănăsescu. Am mai pregătit câteva înregistrări. Cântec dobrogean, așadar, la Radio Constanța.
se înalță în zbor. Soare, soare, Dobrogean, ne-a dus primăvara iar. Și te înalți în largul zării, minunile mării. Soare, soare, Dobrogean, ne-a dus primăvara iar. Și te înalți în largul zării, minunile mării.